Este foarte complicat pentru orice partid să aibă un candidat la președinție și de unul singur să ajungă președinte. Nu și pentru PSD, a spus Ilie Sârbu, în cadrul unui interviu acordat Gândul. Sârbu a mai precizat însă că deocamdată Crin Antonescu este candidatul USL. Poziția noastră a tuturor, a președintelui Ponta, noi toți am spus și am mers în ideea că nu vrem să ajungem la asta, stabilirea prezidențiabilului USL pe bază de sondaje. Când ajungem la asta, lucrurile sunt încheiate. Nu mai avem nevoie de sondaje, noi nu trebuie să ajungem acolo. Deocamdată, Crin Antonescu este candidatul nostru, cum Victor Ponta este premierul coaliției, a mai spus Sârbu. În legătură cu relația dintre Victor Ponta și Crin Antonescu, liderul senatorilor PSD a afirmat că nu crede că s-a produs o ruptură definitivă. Cităm, eu nu cred că s-a produs acea ruptură. Schisma cea mare este loc pentru împăcare. Eu nu sunt radical decât dacă îmi dau seama că lucrurile nu mai merg, a mai completat Ilie Sârbu.